A început al treilea război mondial. Afirmația a fost făcută de ministrul israelian al apărării, care a declarat joi că atentatele de la Bruxelles arată că este în desfășurare un nou război mondial și că Israelul și celelalte țări trebuie să-i facă față împreună. Lumea se află în acest moment într-un al treilea război mondial sau, cum mi se mai spune, în plină ciocnire a civilizațiilor. Trebuie să îi facem față împreună. Cooperăm cu Belgia și cu alte țări europene. Suntem în aceeași tabără, cu valori și interese comune, a subliniat ministrul. Guvernul israelian susține că atentatele comise la Paris sau la Bruxelles fac parte din aceeași luptă, precum cea dusă de Israel împotriva unui nou val de violențe comise de palestinieni, informează agenția France Press, citată de Mediafax.